Un preot dintr-o comună arădeană a sfârșit tragic împușcat în cap. Omul a fost găsit mort de soția sa lângă o baltă pe care familia o deținea în localitatea Comănești. Avea pușca cu el, tot veneau hoții pe la baltă și furau din pește. A mers acolo pentru a-i speria, dar s-a întâmplat nenorocirea, ne povestește un localnic. Preotul stătea pe un scaun la marginea apei, iar trupul neînsuflețit a fost găsit jos lângă scaun. Arma de vânătoare a preotului, una de calibru 12 mm, a fost găsită lângă cadavru. Anchetatorii urmează să stabilească dacă este vorba despre sinucidere sau o descărcare accidentală a armei de vânătoare. Din ultimele informații, varianta crimei a fost eliminată de către anchetatori.